Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, nașterea Domnului Isus reprezintă cel mai mare eveniment din istoria omului alături de moartea sa pe cruce și învierea sa. Este cel mai mare eveniment pentru că este întruparea lui Dumnezeu, coborârea lui Dumnezeu în această lume pentru ca noi să fim izbăviți. Iată de ce informațiile privitoare la nașterea Domnului Isus ar trebui să rămână în inima noastră. Este semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi oamenii păcătoși. Dar să ne întoarcem acum la primul capitol din Evanghelia după Luca, la pasajele care ne dezvăluie circumstanțele întrupării Fiului lui Dumnezeu. Am văzut până acum modul în care Dumnezeu pregătește venirea Fiului Său și prima parte a acestei pregătiri este nașterea lui Ioan Botezătorul. Zaharia, tatăl lui Ioan, era preot și pe vremea când se afla în fața altarului de aur, oficiind înaintea Domnului, îngerul Gavrili se arată pentru a aduce răspunsul la rugăciunile sale. Dar Zaharia, asemenea multora dintre noi, deși se roagă pentru un fiu, nu are credința suficientă și din pricina aceasta rămâne fără grai. Iată ce spune versetul 23. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Cu mult timp în urmă, împăratul David a decis ca preoții să slujească o anumită perioadă de timp la templu, după care să aibă parte de o vacanță. Slujea un preot, apoi venea altul la rând, în timp ce primul pleca acasă. Așa s-a întâmplat și cu Zaharia, dar el a trebuit să-și termine perioada de slujire fără posibilitatea de a vorbi. A venit și momentul vacanței, dar el tot fără grea era. Îmi imaginez că s-a dus acasă la Elisaveta și o asculta pe ea vorbind. Peste câtva timp, Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot cinci luni, căci, zicea ea, Iată ce mi-a făcut Domnul, când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni. Aceasta este o situație interesantă. Zaharia nu poate vorbi. Din cauza stării ei, Elisabeta stă retrasă vreme de câteva luni de zile. Îmi închipui că în tot acel timp a vorbit o grămadă, amintindu-i mereu lui Zaharia: Vom avea un fiu. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Iată, dragi ascultători, că ne deplasăm acum de la Ierusalim la Nazaret. La șase luni după ce a apărut lui Zaharia, îngerul își face apariția și înaintea Mariei. În versetul 27 este folosit de două ori cuvântul fecioară. Știți ce este o fecioară? Spun acest lucru pentru că mi se pare că mulți nu știu ce este aceea o fecioară. O fecioară este o femeie care nu ar putea avea un copil pe cale naturală pentru că nu a avut niciodată o relație sexuală cu un bărbat. Este nevoie să vorbim deschis și clar despre acest lucru, pentru că sunt mulți cei care spun că nașterea din fecioară este imposibilă din punct de vedere biologic. Scriptura spune foarte clar că Domnul Isus Hristos s-a născut din fecioară. Nu obiectez atunci când un necredincios spune că nu crede în nașterea din fecioară, dar mă revolt atunci când spune că Biblia ne învață așa ceva. Cred că cine face o asemenea afirmație stă cam prost cu intelectul sau pur și simplu nu cunoaște niște lucruri elementare. Trebuie să ne amintim faptul că Luca era un medic. El este acela care oferă cea mai detaliată relatare a nașterii Domnului Iisus Hristos. Să nu credeți că medicina de atunci era atât de primitivă încât să nu cunoască aceste lucruri cu privire la naștere. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Există printre protestanți tendința de a neglija sau de a diminua rolul Mariei, mama Domnului Isus, dar acest verset ne arată că ea era prețuită mult înaintea lui Dumnezeu. Dacă toți suntem aici, trebuie să subliniez faptul că ea era binecuvântată printre femei și nu mai presus de toate femeile. Maria nu este înălțată mai presus de toate femeile. Prin ea, femeile au o poziție mai înaltă decât până atunci, este clar. Acesta a fost rolul ei. Este atât de ușor să spui că femeia a adus păcatul în lume. Dar amintiți-vă că o femeie, nu un bărbat, l-a adus pe lume pe mântuitorul nostru. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Maria a fost tulburată de spusele îngerului. Interacțiunea dintre supranatural și natural întotdeauna produce frică. Maria se întreba în inima ei ce însemnau toate aceste lucruri. Nu pot să nu spun că reacția Mariei seamănă cu reacția unui prieten al meu care mi-a spus nu am crezut în fantome până nu am văzut una. Dragi prieteni, credeți-mă că dacă ați vedea un înger, și vouă vi s-ar face frică. Eu cred că mă așteptăm dacă aș vedea un înger în fața ochilor. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Literal, versetul 31 sună astfel. Și iată vei zămisli în pântece și vei naște un fiu. Acesta este un limbaj foarte simplu. Nu poate fi interpretat greșit. Nu sunt lucruri abstracte aici, nici simboluri. Cei care neagă nașterea din fecioara Domnului Iisus Hristos nu cred nici că Domnul va sta pe scaunul de domnie al tatălui său David, dar tot ce se spune în acest fragment trebuie luat în sensul literal al cuvintelor. Este vorba cu adevărat de pântecele fecioarei și de scaunul de domnia lui David. Domnul Isus va domni cu adevărat peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și această împărăție este o realitate. Maria a zis Îngerului: Cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Maria a fost prima care a pus sub semnul întrebării nașterea din fecioară. Cum se va face lucrul acesta? Aceasta este o întrebare bună și astăzi. Doctorul Luca înregistrează răspunsul îngerului în felul următor. Îngerul i-a răspuns. Duhul Sfânt se va pogări peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Niciun bărbat, dragii mei, nu a avut vreun rol în nașterea al Domnului Isus Hristos. În cartea Leviticul ni se spune că femeia era necurată în urma nașterii pentru că ea aducea pe lume un păcătos. Mariei i se spune încă de la bun început că ea nu aduce un păcătos în lume. Fiul ei era sfânt. Relația dintre un bărbat și o femeie nu poate aduce în lume decât un copil cu o natură păcătoasă. Oricât de mult nu ne-ar place lucrul acesta, aceasta este realitatea. Nașterea din fecioară era singurul mijloc prin care Dumnezeu putea aduce un copil sfânt în mijlocul neamului omenesc. În psalmul 51, versetul 5, psalmistul David spune așa: Iată că sunt născut în nelegiuire și împăcat, m-a zămislit mama mea. Fiul Mariei însă va fi diferit. El urma să fie născut din fecioară. Puteți nega nașterea din fecioară dacă vreți. Dacă sunteți necredincios, chiar mă aștept să o faceți. Dacă însă îmi spuneți că nu sunteți creștini, dar credeți în nașterea din Fecioară, mă voi supăra. Dacă nu sunteți creștini, este de așteptat să nu credeți. Oricum, nu puteți spune că Biblia nu învață nașterea din Fecioară. Știți de ce va fi numit acest copil Fiul lui Dumnezeu? Pentru că el este Fiul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că doctorul Luca abordează Evanghelia din punct de vedere științific. El spune că l-a examinat pe Domnul Isus din Nazaret și concluzia lui a fost că el este Dumnezeu. Luca a ajuns la aceeași concluzie la care a ajuns și Ioan în Evanghelia sa, deși printr-o metodă diferită. Doctorul Luca a folosit un limbaj foarte clar și foarte simplu. Dacă nu înțelegem acest limbaj, poate că ar trebui să o luăm de la început cu alfabetul și cu acele prime lecții de limbă română. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și nașterea lui Ioan Botezătorul este miraculoasă, dar nu este o naștere din fecioară. Ar fi bine să reținem afirmația îngerului conform căreia niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. O altă traducere posibilă aici este niciun lucru nu va fi imposibil la Dumnezeu. Doresc să sublinez faptul că unii au luat acest verset și i-au răstălmăcit înțelesul. Nu este nimic imposibil la Dumnezeu dacă El a hotărât să facă un lucru, dar El nu va face imposibilul pe care îl cerem noi. Mulți oameni folosesc acest verset ca un clișeu care să mascheze intenția lor de împlinirea unor dorințe egoiste. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, dar multe lucruri sunt imposibile pentru mine și pentru tine. Când cineva spune, niciun lucru nu este imposibil pentru Dumnezeu, dar nu duce la îndeplinire sarcina pe care pretinde că i-a dat-o Domnul, va da oamenilor din lume prilejul de a-L ridiculiza pe Dumnezeu. Tot ce Dumnezeu decide că trebuie făcut va fi împlinit, pentru că niciun lucru nu este imposibil pentru Dumnezeu. Dar acesta nu înseamnă că El va face tot ce vor credincioșii de la El, pentru că unele lucruri nu sunt incluse în planul Lui. Ar fi bine dacă am pune toate lucrurile într-o perspectivă corectă înainte de a spune vorbe care vor aduce prejudicii cauzei Lui Hristos. Maria a zis, Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Acest verset reflecte supunerea Mariei față de voia Lui Dumnezeu. Ea nu spune altceva decât că este la dispoziția Domnului. După o vreme, Maria s-a hotărât să o viziteze pe Elisaveta în ținutul deluros al iudei. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Când a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Dragii mei, nu este vorba despre o întoarcere la vechea sintagmă medievală, crede și nu cerceta, dar trebuie să facem o alegere, pentru că unele minciuni depășesc universul înțelegerii noastre și atunci trebuie să alegem dacă credem sau nu. Iar ceea ce este redat în versetele 39 până la 41 este o minune. Aceste femei s-au umplut de Duhul Sfânt și copilul ei a tresăltat înăuntrul ei. Ea a strigat cu glas tare, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Aici începe prima cântare prezentată de Luca în Evanghelia lui. Luca a fost poetul care ne-a dat cântecele de Crăciun. Acesta este primul și vine din partea Elisavetei. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Scriptura ne spune puține despre Elisaveta. Ea a cântat prima cântare a Noului Testament și am face bine să o ignorăm pentru că este o solistă remarcabilă. Spre deosebire de soțul ei, Zaharia, se pare că ea este cea care a avut mai multă credință. El a rămas mut din cauza necredinței, dar Elisabeta nu a pățit nimic. Ea l-a crezut pe Dumnezeu și acum o vedem încurajând-o pe Maria. Maria este doar o fată tânără în timp ce Elisabeta este o femeie în vârstă. Ea are o experiență îndelungată a umblării cu Domnul și o asigură pe Maria că tot ce i-a fost dezvăluit de înger se va împlini. Cred că Maria avea nevoie de această încurajare. Și Maria a zis, Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea zmerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericite. Acum este rândul Mariei să cânte. Acest cântec este cunoscut sub numele de Magnificat. Maria cântă despre faptul că are nevoie de un mântuitor și despre bucuria ei în Domnul. Să o numim binecuvântată, fără niciun fel de reținere. Nu facem din ea o zeiță și nu îngenunchem înaintea ei, dar putem să o numim binecuvântată. Acesta a fost privilegiul ei minunat, să-l aducă pe mântuitorul în această lume, să fie mama fiului lui Dumnezeu. Nu ar trebui să desconsiderăm acest lucru așa cum nu ar trebui nici să exagerăm importanța ei. Maria a fost o persoană minunată și nu a fost o întâmplare că Dumnezeu a ales-o pe ea. Aceasta a fost decizia lui Dumnezeu și Dumnezeu nu face greșeli. Dar ascultați mai bine ce spune Maria în cântarea ei. Pentru că cel tot puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei zmeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. Bineînțeles, nu au cântat timp de trei luni, dar au petrecut acest timp împreună și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu era peste ele. Acum restul capitolului cuprinde nașterea lui Ioan Botezătorul și cântarea lui Zaharia. După cum vedeți, foarte multă lume cântă aici. Dar eu voi sublinia numai anumite puncte din acest final de capitol. Versetul 57 Elisaveta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan. La început, i-au dat numele tatălui său, Zaharia. Dar iată că Elisaveta a pus lucrurile la punct și a spus că numele copilului va fi Ioan, așa cum spusese îngerul. Ei au zis, nimeni din rubedenile tale nu poartă numele acesta și a început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tabliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura I s-a dezăgat limba, și el vorbea și bine binecuvânta pe Dumnezeu. În vremea aceea se dădea unui copil un nume de familie. Când s-a pus problema numelui, rudele au presupus că acesta va fi Zaharia. Probabil Zaharia Junior. Elisabeta însă a spus că nu acesta va fi numele lui. Ceilalți s-au îndreptat spre Zaharia, crezând că o să câștige. Dar, pentru că el nu putea vorbi, a scris: Numele lui este Ioan. Pentru că, vedeți, numele lui fusese deja dat de Dumnezeu. Cei prezenți au minunat de acest nume. După aceea, Zaharia a putut vorbi din nou și a început imediat să aducă laude lui Dumnezeu. Chiar dacă nu avusese destulă credință, acum, după nașterea copilului, putea să se bucure înaintea lui Dumnezeu. Vreau să spun încă o dată că lipsa de credință a lui Zaharia este o calitate prezentă în mulți dintre noi. Când vedem că Dumnezeu aude și răspunde la rugăciunile oamenilor, noi ne bucurăm și ne lăudăm. Sfinții mai puternici, care au mai multă credință, se bucură în orice situație. Dar să ne continuăm relatarea, începând cu versetul 65. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, Oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său, David. Era evident faptul că Ioan avea să fie un copil cu totul neobișnuit. După nașterea lui Ioan. Zaharia, care fusese mut vreme de aproape 9 luni, nu numai că începe să vorbească, dar chiar cântă un cântec. Elisabeta a cântat primul cântec, Maria pe al doilea, iar acum este momentul potrivit pentru cel de-al treilea, cântecul lui Zaharia. Cântecul lui este unul profetic. Deși Zaharia nu se trage din David, el recunoaște că fiul său va fi un înainte-mergător al lui Iisus Hristos, așa cum este prezis în Maleahi și Isaia. Ioan urma să fie cel care va vesti venirea lui Mesia. Prezența lui arată că nu mai era mult până când lucrul acesta se va întâmpla. Dar iată care este cântarea lui Zaharia. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne uresc. Astfel și arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt Potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Dumnezeu a făcut aceste promisiuni înaintea lui Avram. Maria, Elisabeta și Zaharia încă mai credeau că făgăduințele făcute față de Avram se vor împlini. Astăzi există oameni care nu cred că Dumnezeu va împlini făgăduința făcută lui Avram. Dragi prieteni, dacă voi credeți că Dumnezeu a împlinit versetul din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, pentru voi nu aveți niciun drept să nu credeți în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu față de Avram. De ce mai spune Zaharia. Și si tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mari îndurări a lui Dumnezeu, în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsare în înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Vedeți, Ioan urma să fie profet al celui preanalt. El avea să meargă înaintea Domnului și să-i pregătească Domnului cărările. Ioan a știut că Mesia se află în mijlocul lor. Ioan Botezătorul a fost o persoană cu totul neobișnuită. El a fost pregătit să împlinească o sarcină specială pentru Dumnezeu. Dragii mei, cam acestea sunt pregătirile făcute în jurul nașterii Domnului Isus. Încă o dată, vedem aici că venirea lui Dumnezeu în această lume nu a fost un eveniment circumstanțial, ci unul pregătit în cele mai mici detalii de Dumnezeu, și aceasta pentru că El ne iubește, și noi avem nevoie de dragostea Lui. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.